Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendenul, du nord, în vărsător. Etalare pentru august 2020. Îmi pare rău că am întârziat, dar n-am întârziat pentru că am avut o ceva de-a face cu voi sau că am eu ceva cu voi. Am și eu problemele mele, personale, de sănătate, care uneori nu-mi nu permit să fiu chiar la fix lângă voi. Sper oricum aceste mesaje pe care vi le transmit și în partea întâi și în partea a doua să fie, să fie de bun augur. Deja am primit din fiecare set de cărți. Partea întâi va fi generală și apoi partea a doua despre voi și cineva. Rămâne de văzut cine. În primul și în primul rând, din seria oracolelor, ați primit bodywork. Lucrați-vă corpul. Că unii dintre voi Ați început și știu cazuri. Ați început să, să, mergeți la fitness, să aveți grijă mai mult de corpul vostru. Este foarte posibil să conștientizați această nevoie de a vă îngriji și de a investi în întărirea corpului vostru. Dar pentru mine cartea aceasta poate unii chiar intenționați să dezvoltați, să dezvoltați mai mult pe această cale. Însă, pentru mine cartea aceasta, pentru că văd aripile, mă duce cu gândul la altfel de lucru, lucru spiritual. Întăriți-vă aripile, întăriți-vă comunicarea cu divinitatea, unii dintre voi. Pentru că în continuare mai aveți niște cărți care vă susțin în această conectare cu lumina, în curățarea chakrelor voastre, în meditație, vă susțin în construcția voastră personală. Da? Amândouă vorbesc despre creștere personală, investiție personală. Aveți și o carte care sugerează o schimbare de carieră. Dacă vreți să vă schimbați cariera, nu vă faceți griji că aveți multe opțiuni. Însă trebuie să învățați să echilibrați balanța, să alegeți cu grijă. Oricum, dacă situația aceasta în care voi trebuie să vă schimbați, că adaptați vremurilor, da? trebuie să vă schimbați cariera, unii dintre voi aveți susținere. Nu vă faceți griji, fiți calmi, da, zice yoga. Fiți calmi, conectați-vă la inspirație la îngerii care vă susțin și care vă inspiră. Într-adevăr, sunteți inspirați. Și veți fi inspirați, dragii mei, în momentul în care manifestați creativitate în viața voastră. Acolo veți primi inspirația și după ce veți primi inspirația prin metode creative, prin acțiuni creative, veți putea să o aplicați în viața voastră personală. Practic, evident. Evident, pentru că vărsătorii totuși sunt persoane practice, eu așa îi știu. Foarte practici pe majoritatea vărsătorilor. Oți fi voi marcați de uranul, să zicem. E de com... completat acest sau de combătut. Această idee. Însă, majoritatea vărsătorilor sunt destul de practici. Cel puțin vă doriți relații care vă dau stabilitate, că sunteți semne fixe într-un fel sau altul. Știu că sună ciudat, dar știu mulți vărsători care au nevoie de stabilitate. Body work-ul ăsta, chiar că, da, fitness-ul ăsta, chiar că vă dă stabilitate. Dar, dragii mei, a mai spus-o și altora, nu mai căutați stabilitatea în afara voastră, căutați stabilitatea în voi. Din seria... Și spun asta pentru că a venit o altă carte foarte interesantă și confirmă alta, care e aproape similară. Din seria cărților Spiritul Animalului a venit Broscuța, din cărțile pe care le voi folosi la a doua etalare, a venit nouă de cupe, dar invers. Nu sunteți bucuroși, pentru că aveți și nouă, da? Doi de nouă. Nu sunteți, de fapt, trei. Nu sunteți prea satisfăcuți într-o problemă. Chiar uh, unii dintre voi ați suferit foarte mult. Foarte mult. Este de aer, aici sunteți voi. Dar această suferință este pentru creșterea voastră spirituală. Este eremitul. Eventual, unii dintre voi undeva prin zodia Fecioarei, da, după ce veți fi călătorit prin aceste întuneric și prin aceste griji, veți găsi lumina la un moment dat, mai spre zodia Fecioarei. Aici sunteți voi, da? Că de fapt eremitul caută lumina, caută steaua. Aici este steaua, să zicem, vărsătorul, varianta superioară a vărsătorului. Că nu toți vărsătorii sunt acum stele. Nici stele de cinema, nici stele, da? Trebuie să vă vindecați. De multe. În primul rând, de strategii mentale sau de oameni care au practicat strategii mentale și care v-au trădat. Și în momentul în care vă vindecați, în momentul în care vă găsiți lumina interioară, cum am zis, acest nouă de cupe trebuie răsturnat invers. Da? Cupele acestea trebuie să fie pline și stabile în voi. Ca să înseamnă nouă de cupe similar cu steaua. Împlinirea dorințelor, visurilor pe care le-ați avut, ca orice om, da? În acest moment nu simțiți că le-ați uitat de unele visuri pe care vi le-ați împlinit eventual. Ultimele visuri neîmplinite sau ultimele dezavângeri v-au făcut să uitați de ce ați mai împlinit de-a lungul timpului. Mare grijă! Trebuie să răsturnați cartea în poziție normală. Și apare această confirmare și la broscuță. Broscuța este similar, vedeți și voi, da, este nouă. Similar cu nouă de cupe. Și este singura carte din semnele de apă care are un triunghi auriu, galben. Trebuie să aveți încredere în voi, galben este cea a treia a egoului, dar ego o varianta bună și atunci trebuie să practicați meditație ca să puteți începe ceva nou, o nouă relație. Mare grijă în, care, în cazul în care cineva vă oferă semn de pământ sau al semn de aer, mare grijă, vă oferă un nou stadiu, o împăcare Există împăcare, pentru că este și judecată, este și un as, este un nou stadiu sau, un nou, sau o împăcare. Motivația este pur fizică. Că sunteți voi care încercați să vă împăcați cu soțul, cu soția, cu fostul, cu fosta. Motivația este pur fizică, sexuală. Puteți să vă supărați, așa mi-arată cărțile, așa vă zic de a zic, învățați să vă găsiți lumina, să vă ridicați deasupra nevoilor și mentale și fizice. Că suntem în secolul 21, da? în 2020. Trebuie să renașteți la o nouă forță, da? să puteți să vă abțineți să creșteți spiritual, dragii mei. Da? Regina de spade. Unii dintre voi ați fost în triunghi, îmi pare rău să vă zic și vouă, dar chiar ați fost. Co fi fost triunghiul ăsta? Cofi fi fost un copil? Cofi fi fost cineva mai tânăr? Cofi fi fost un proiect sau o situație? A fost un triunghi pentru unii. Dar, repet, pentru unii împăcarea sau încercarea de împăcare dintre voi și fostul fosta da, este pur fizică. Și atunci, învățați să manifestați, dragii mei. Lumina interioară ca apoi să vi se arate și misiunea voastră în viață. Altfel veți manifesta numai dureri de cap și cicluri și trădări și diferite situații astea, terestre. Da? Asta dacă vreți să vă manifestați varianta superioară a zodiei voastre. Oricum, în acest moment am zis că nu sunteți bucuroși. Din acest, moment, din acest motiv se zice să lucrați cu voi, am zis și cu evoluția voastră spirituală, să faceți yoga și să schimbați ceva în viziunea voastră, nu musai în carieră. Din seria animalelor am zis că a venit uh, broscuța la capătul setului de că sunteți voi, semn de aer, comunicativ, trăgălaș, vorbăreți, într-o situație karmică. Este iepurașul, semn de pământ. Pentru, pe, pentru mine pământul e clar relație karmică. 4 de pământ. 4 de, de, pământ, iar relație karmică. Eventual cu cineva semn fix în semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu cu cineva semn fix, că pentru mine 4 înseamnă fix, sau cu un player. Dragii mei, că o fi fost acest personaj jucăuș, că sunteți voi jucăuși, unii dintre voi, că și colibriul jucăuș, e purașul jucăuș, da? Colibriul și e O, oh, ce parteneriat interesant, dar repet, care s-a creat datorită acestor obsesii fizice, sexuale, da, e clar, Eu trebuie să zici cu cuvântul ăsta că doar nu e nicio rușine, asta e, sunt niște dependențe, ca să înseamnă diavolul, dependențe sexuale între voi doi și atunci ce apare în spate, apare, dragii mei, Uliul. Ridicați-vă deasupra și transformați-vă și manifestați varianta superioară a vărsătorului, nu aceea neconvențională, dependentă de anumite lucruri. Pentru că dacă nu manifestați acest lucru, intrați în alte situații pasionale, nu zic nu, că e semn de foc, dar care vă vor irita tot timpul. continuu. Cu partenerul vostru, pentru unii semn de pământ, da? Partenerul vostru. Și la un moment dat lucrurile vor merge bine și iar vor apărea grijile. Deci, ridicați-vă deasupra acestor nevoi și învățați un pic dintr-o situație care, fără supărare, zău, nu știu, vă supărați, nu vă supărați, asta e. Chiar sunt, și chiar dacă n-ar fi, deși nu cred că nu este, dependențe sexuale intime, sunt altfel de dependențe, de bani, de ego, e ego care nu vă lasă să vă separați în totalitate, că faceți mai mulți bani împreună, că aveți impresia de stabilitate, da? Că aveți impresia de stabilitate. Dar dragii mei, am zis, regăsiți-vă lumina, că acest colibriel jucă dar este înconjurat de un glob de lumină. Regăsiți-vă lumina în întuneric. În aceste parteneriate karmice, ieșiți eventual din ele sau învățați să manifestați lumina. Avem un turn aici care luminează, turn. Da, turnul care uneori este și Uranus. Dar în acest moment este un turn care luminează. Găsiți-vă lumina interioară. Repet, de câte ori pot. Găsiți-vă lumina interioară. Într-o situație karmică într-o aventură, că playboy e Playboy, da, e purașul Playboy, n-am, n-am ce să fac, chiar la arată. Și dacă n-ar fi purașul Playboy, e înseamnă griji. Griji, griji, griji. Frici. E purașul e fricos, nici nu se compară cu oliu, da? Acum, sfatul vostru era să manifestați această broscuță. În momentul în care voi reușiți să vă bucurați de ceea ce sunteți, de ceea ce sunteți, să vă umpleți paharele prin alte chestii, nu prin aceste codependențe, obsesii, da? atunci manifestați o ploaie de miracole, pentru că această broscuță este copleșită de miracole, de binecuvântări. De-aia triunghiul este auriu, este un dar, este ceva valoros. Și broscuța se transformă în ce? Într-o stea, varianta superioară a vărsătorului, da? De la griji, de la obsesii, manifestați prințul, manifestați o energie superioară. Dar pentru asta trebuie să faceți diferența între dragoste, dragostea face diferența, și obsesii și codependențe. Și în primul și în primul rând dragostea față de voi. Pentru că dacă vă respectați și dacă vă iubiți, la un moment dat nu vă veți mai da ocazia să manifestați acest diavol. Da? Dați-vă șansa la dragoste. Dragoste, repet, față de voi. Și analizați cu atenție oamenii care vin în viața voastră și care vă oferă una sau alta. Una este să vă ofere sexy, clap, și alta este să vă ofere dragoste, creștere spirituală, posibilitatea să vă dezvoltați voi. Din seria celorlalte oracole, ce aveți? dincolo de ape, nu mai știu la ce zodie a posibil, la pământ, la o zodie de pământ, la taur, dacă nu mă înșel. Dar nu știu sigur. 2, cu 2, 3, 5. 5 înseamnă schimbare prin creativitate. Uh, undeva dincolo de niște ape, la distanță, există cineva care vă așteaptă, care vă inspiră și așteaptă eventual să spargeți breaking. Să spargeți niște norme, niște șabloane, niște tipare, să vedeți în spatele cuvintelor, mai ales celor care vă manipulează, care vă creează aceste codependențe, să vedeți în spatele cuvintelor și în spatele cuvintelor vedeți, înțelegeți, vă vindecați, înțelegeți că este eremitul care înțelege în întuneric, înțelege în manipulări, găsește lumina, da? lecția și începe și manifestați ce? Darul le primite, steaua. Steaua este un dar, credința. Asta manifestați, credința. Dar le primite înseamnă, este urmat de vorbiți cu Dumnezeu. Foarte frumos, nu știu la ce zodia mai a fost, da? Vorbiți cu Dumnezeu. Chiar dacă aveți niște dependențe de una sau de alta, în primul rând, de un stil de viață foarte pământean, ca să ajungeți la această vibrație, dragii mei, pentru că cine știe astrologie vărsătorii sunt guvernați și de Saturn și de Uranus. Da? Și ideea este nu doar să rupeți, să și puneți ceva în loc. Aici este Saturnul care va, veni, va reveni în curând în viața voastră. Vorbiți cu Dumnezeu. Va veni și Jupiter, că și Jupiter ține iaute. E taci. Vorbiți cu Dumnezeu și vă va atinge într-un mod miraculos. Miraculos și am vorbit de miracole și la proscuță. Da? vă va atinge și vă va copreși cu daruri primite, cu miracole, cu binecuvântări, cu bucurii și în primul și în primul rând cu bucuria față de voi și în momentul în care voi sunteți bucuroși puteți să atrageți o dragoste sănătoasă, o relație sănătoasă sau să recreați dacă vreți să vă împăcați. Cineva își dorește împăcarea cu fostul, cu fosta, dacă vreți să vă împăcați, puteți să vă împăcați pe alte coordonate. Cam aceasta este prima etalare. Da, poate am vorbit mai puțin, dar așa am simțit. Așa am simțit. Trebuie să iertați pe cineva. Ia uite ce frumos, da? Hai să vă mai adaug încă 5 minute. Trebuie să iertați pe cineva forgiveness ca să puteți dra manifesta dragostea adevărată. Că, în primul rând, am zis de multe ori, vă iertați pe voi. Îi iertați pe cei care au greșit. Relațiile karmice le iertați și le înțelegeți și le înțelegeți și le vindecați, pentru că dacă săriți dintr-o relație între alta într-un timp foarte scurt, o să manifestați fix același lucru. Sau într-o altă variantă, sub un alt aspect, da? Fix același lucru și nu vă mai întrebați de ce suferiți. Repet, chiar dacă e vorba de altă relație, chiar dacă e vorba de împăcarea cu fostul, cu fosta, că asta poate să însemne și fostul, da? Ca să puteți manifesta dragostea adevărată, trebuie să vă dați timp să vă vindecați și voi, și ei. Să înțelege și voi lecția, să înțeleagă și ei lecția. Și uite așa, vă dați șansa la dragoste. Te că ce on love? Și ce înseamnă dragoste? Înseamnă iertare, vindecare, stimă față de voi. Și uite așa, dragostea face diferența și nu obsesia, dependența. Da? Sper că ați înțeles. Rămâne să ne vedem în partea a doua, în care vom vorbi despre voi și cineva. Vedem cine apare. Vă pup, numai bine. Papa. Pa.